departe. Gaudeamus, cel mai mare târg de carte, s-a deschis la București. Peste 200 de edituri și zeci de mii de titluri îi așteaptă pe vizitatori în aceste zile. Printre autorii care și-au lansat cărțile se numără și colega noastră, Ana Iorga, alături de soțul ei, istoricul Filip Iorga. În paginile cărții Curajului și a Candorii, cititorii pot descoperi tabloul unei epoci văzute prin ochii bunicilor Anei, a căror poveste a fost documentată timp de peste un deceniu. E o mare emoție și un mare privilegiu, pentru că a fost visul nostru împreună să scriem despre bunicii mei. Ideea a luat naștere când ne-am cunoscut, pentru că Filip a văzut niște fotografii ale bunicilor mei și a spus ce fotografii minunate. Și i-am spus, bun, dar astea sunt doar câteva, știi că avem o arhivă enormă. Și i-am mai povestit un pic și istoriile noastre de familie, după care am căutat foarte mult împreună ca să le aflăm povestea până la capăt. Și apoi a urmat munca, pentru că nu aveam desigur tot. Cartea Curajului și a Candorii este povestea lui Radu C. Mihail, cavaler al Ordinului Mihai Viteazul, militar neînfricat pe frontul celui de-al doilea război mondial și viitor colonel, a cărui insolență i-a înfuriat teribil pe comuniști, și a frumoasei Ana Vasilescu, educatoare în perioada interbelică și deținătoare a titlului de Miss Ciuc în 1930. Foarte important pentru fiecare dintre noi să ne redescoperim aceste rădăcini de familie. Dincolo de povestea unui cuplu, unei iubiri, unei familii, care este această carte, e și imaginea mai largă a unei lumi întregi. E istoria României în ultimul secol, trecând prin cele două războaie mondiale, prin perioada grea a comunismului. Cartea conține peste 300 de fotografii inedite, date din documentele păstrate în familie, din corespondență, din interviuri cu membrii familiei, din presa interbelică, din lucrări publicate, jurnale de război, arhivele publice și dosarele securității. Mi-a produs o foarte mare plăcere lectura acestei cărți, pentru că este o carte cu adevărat frumoasă, este o carte splendidă. În al doilea rând, este o carte importantă pentru că, dincolo de reconstituirea istoriei unei familii, cartea aceasta ne oferă prilejul de a intra într-o epocă. Ne bucurăm că apar asemenea memorii ale familiilor, trăiri personale, pentru că războiul văzut în ansamblul lui, din datele oficiale, se vede într-un fel, pe când cel trăit direct pe linia frontului este de altă natură. Am plâns, am râs, mi-am amintit o perioadă din ce e trecut în carte, am trăit-o de... și eu. Lucrarea are un format de album și conține, pe lângă fotografiile inedite de epocă, și unele recente realizate de Ana Iorga.